Salutare pescari, iată-ne la Dunăre, sălbăticia ne-a chemat din nou la ea, așadar am ajuns pe malul Dunării, ne-am pus cortul aici să vedem cum va fi vremea, s-ar putea să fie bine, am văzut că o să fie soare, am mai venit cu niște prieteni care stau acolo, au plecat momentan cu mașina, e un loc drăguț de pescuit, apa pare puțin cam mică, mi se pare mie pe zona asta. Aici este locul unde dormim, unde stăm la masă, frumos. Și locul de pescuit este undeva aici, în dreapta. Am lăsat-o pe Violeta la feeder acolo. Haideți să mergem un pic să vă arăt. E un pic cam greu, dar vedem noaptea cum o să fie. Urmează să-mi pun și lansetele de crap. Momentan mi-am pus doar feeder-ul. Ne-a luat vreo 5-6 ore până am găsit un loc liber. Unde să pescuim? Am mers foarte mult cu mașina. Aici sunt lansetele mele de crap, le-am lăsat. Trebuie să le pun și pe acestea. Locul e destul de mare, doar că din cauza copacilor este puțin inaccesibil, dar ne descurcăm. Am lăsat-o pe Violeta la feeder. Prins ceva sau? Cu siguranță. Cu siguranță. Da. Mai sunt două locuri mici aici în dreapta, unde o să-mi pun lansetele de crab la liniște. Gunoaie, evident, pe jos o să le adunăm înainte să plecăm. Aici un loc de o lansetă, maxim două pentru crab. Două lansete. Și mai un loc acolo pentru o singură lansetă. Da, urmează să punem și bețele de crab, am zis. Și să sperăm că o să avem și capturi. Să pescuiesc, că abia am ajuns și m-am apuc să dau la feeder, ce să fac. Da? Da, da. Prinde și noi un crab? Crab, o să pun lansetele de crab când o veni luat cu ala zi, cu crăcanea. Hai, da, spor! N-am la ce să fac. O să zice așa, să zice fire întinse. Fire întinse, apucă-te de treabă, nu mai sta. Stau să o menteze nada, nu mai lasă vrăjeala. E mare, iubi! Ia atentu! Ce morunaș mare! Ia uite morunaș aici! De ce morunaș mare? Ce tare! Ia, în sfârșit a venit, după ce am nădit. A venit un morunaș sănătos. Oh, ce frumos! Ia să nu scap! Ia! E cum bun asta că scap. Am luat la feeder ceva mare, rău. Deci am luat ceva mare la feeder. Vai cât e de mare. Am luat ceva mare. O fi... O, ce mare. O fi merana? A? Am scăpat-o, zic că n-am scăpat-o. E mare aici. Ce tare! Ia-l-a și scoate-mă! Ce tare! Sau lasă, dă-mi-l mie! Dă-mi-l mie, că-l pierd! Ia! Ia uite ce ciortan la feeder! Am luat ciortan la feeder, incredibil! Vezi că în vârful la lansetă, stai! Lasă-l la jos, lasă-l jos! Te-ai încurcat după firul meu! Alo, alo, ușor, ușor! Așa! Stai că s-a întors ăsta, i-a dat și zoom! Primul ciortan la feeder. Ha, ha.
Dar cum stăm o filmarea asta? Cum e fac? Nu știu. Nu, lasă-l, lasă-l ușor. Ia uitați certan la feeder, prieteni. Un certan la feeder frumos. Ha! Ce drăguț. Vezi, vezi să nu scap. Nu scap. Hai mai sus, nu. Da, am rugat în seta. Filmezi? Uite, mă bucur, da. Hai, deci am luat ciortan la feeder, la viermuș. Așa. Hai, stai cu minte, stai cu minte. Hai cu el mai încolo, să nu-l... O, ce nervos e. Să nu-l... Că mi-e să nu-l scapă în apă. Ce emoție au. A venit la feeder, mă, ciortan, mă. Are 2 kg ăsta, a? Are, are. Are 2 kg, ce a tras nebunul. Ce frumos este. Da. Un ciortan venit la feeder, prieteni, acum pe seară, a tras foarte puternic. Cred că vreo 2 kg, 1 kg jumate, ceva de genul. Foarte frumos și foarte puternic. Are o forță foarte, foarte mare pe feeder, se simte extraordinar. Da, nu-mi vine să cred, am prins ciortan la feeder. Haide să continuăm să pescuim. Update-ul de a doua zi la Dunăre, am început cu feeder-ul de dimineață, apa e în creștere în continuare, cam 20-30 cm pe zi, destul de slăbuț feeder-ul azi, nici ieri n-a fost cine știe ce, am luat ciortanul acela, niște plătici și morunași mai micuți și cam atât notabil acel ciortan la feeder, am lăsat și lansetele de crap mai în dreapta la liniște puțin. Ne-am și trezit puțin mai târziu astăzi, că am fost obosit, ne-am culcat pe la 2 noapte, am stat că poate vine ceva la crap. Au fost vreo 2-3 ciupituri acolo, dar nimic în cârlig. Și haide să vă arăt unde am dus lansetele de crap. Un pic mai la liniște. Așa, să mergem. Suntem alături de Vlad, pescuim amândoi la feeder. Salut. Salutare. Haideți să vă arăt și unde am pus astea de crab, mai la liniște aici, în dreapta. Dar momentan nimic, am schimbat de dimineață mămăliga de pe momitor. Trebuie să schimb și babele de porumb în curând. O lansetă aici, foarte greu de aruncat, adică nu am aruncat-o foarte departe. Cam greu de aruncat de copaci ăștia și în spate sunt. Și încă o lansetă aici la liniște. Am găsit o sfoară aici, am legat-o cu sfoară în caz de ceva, pentru că solul e un pic cam umed, că apa tot crește, a ajuns aproape de lanseta apa. O să o mai las o oră, două și cred că o să mut un pic mai în spate să văd dacă am cum. Deci cam așa sunt condițiile, că am greu de aruncat și în partea aia sunt copaci. Și cam atât. Revin dacă apare vreo captură ceva. Revin cu informații. Trăsăturile vin foarte rar. E o trăsătură cam la jumătate de oră, o oră chiar, după ce nădești. Schimb coșulețul cam la 5 minute maxim și totuși trăsăturile sunt foarte rare pentru că apa e în creștere. A crescut de ieri până azi 30-40 de centimetri, cam așa. Și o să tot crească, ceea ce va duce la o activitate a peștilor destul de scăzută. Dar încercăm, stăm pe feeder, lansetele de crap le-am lăsat acolo, vedem. Sper să mai vină pești ceva mai frumoși, nu doar ciortanul acela la feeder. Văd că toți vecinii noștri de pe aici din stânga se plâng că nu prea au prins absolut nimic. Și vedem, continuăm să insistăm. Dragi prieteni, apa crește în continuare.
Am mutat scaunul puțin mai sus. Am luat și măsuța de feeder a prietenului meu. Am mutat-o că venea apa la ea. Apa crește, peștele foarte greu, câteva trăsături. Am mai luat câțiva morunași, nimic notabil, vreo 3-4 plătici. Foarte greu și la feeder, la crap nici măcar o trăsătură. Diseară o să caut, v-am zis, niște râme, ceva, să pun pe somn. Poate pe creșterea asta măcar somnul să mănânce, dacă o fi în zonă. Deși, având în vedere că am acertanul, e posibil să fie zona mai bună de crap, dar nici o trăsătură, absolut nimic. Azi noapte doar am avut, v-am zis, câteva țacuri la somn, ăsta la crap, dar în rest nimic. La feeder foarte rău, foarte rău la feeder. Apa crește în continuare, devine din ce în ce mai greu de aruncat pe locul ăsta. Sunt copaci stânga-dreapta, am un mic luminiș aici, un mic culoar prin care să arunc. Sperăm să mai prindem ceva notabil. Măcar astăzi, în seara asta, mâine poate. Vedem când o să plecăm și acasă, în funcție de cum răspunde și peștele. Cuțânțarii ok, dimineața și seara sunt mai activi, atunci te ciupesc destul de rău. Dimineața pe la 8 așa și seara începând cu ora tot așa, 8-9 seara, înainte de lăsarea întunericului devin foarte activi. Dar nu e nimic de speriat, e destul de ok, adică ziua mai ales e de stat, e lejer. În schimb peștele foarte greu, cu peștele foarte greu și am stat de feeder, ieri nu prea am avut timp că abia am ajuns, bagaje, chestii, abia noaptea târziu, după lăsarea întunericului, am reușit să pun câteva, am reușit să pun două lansete, de fapt, pe crap și le-am lăsat acolo, la liniște, unde v-am arătat mai devreme, în dreapta, și cam atât. Stăm, insistăm, încercăm diverse nade, vedem dacă vine ceva. Dragi prieteni, ziua 3. Vântul s-a întețit foarte rău, apa e în creștere în continuare. Bate vântul, v-am zis, destul de rău. Feeder-ul e ok spre slăbuț, doar morunași cât palma, așa, plătici micuțe. Ceva mai serios nu prea a venit. A prins, prietenul meu a prins o mreană ieri, cam la un kilogram și jumate, cam așa. În rest, condiții foarte grele, la crap n-am avut nicio trăsătură, nici măcar una. Am pus o lansetă și pe peștișor viu pentru shallow, dar nimic, absolut nimic la aia. Am acum un țac mic la feeder, dar sunt morunași foarte mici, cât palma, v-am zis, plăticuțe mici. Și cam atât, peștele mare se pare că nu prea se strânește pe creșterea asta de apă. Apa crește în fiecare zi, cam 20-30 de centimetri, cam așa. Și mai stăm astăzi până la prânz, așa, până spre seară, sper. Și o să plecăm. Și noi e luni înainte de Sfântă Mărie. Toată lumea a plecat din jurul nostru. Erau locuri în stânga ocupate, în dreapta ocupate. A plecat toată lumea, acum e liber, suntem singuri pe malul Dunării. Nu se mai aude nimic, niciun clopoțel, nimic de nicăieri. Suntem singuri aici, în malul Dunării. Haideți să vă arăt mai exact. Am pus ieri un crăcan acolo, până mi-am luat eu minciogul. Ieri am pus un crăcan aici, în apă, și de la crăcanul ăsta mai era un metru așa până acolo, un metru, doi, de unde aruncam. Și apa a crescut între timp. Am aici, am mutat și lansetele de crab, le-am tot mutat din stânga în dreapta, din dreapta în stânga, le-am lăsat și peste noapte. Aici am lăsat una de crab, nimic, nici măcar un țac. Sunt valuri, pragul e destul de aproape aici, cam la 5 metri de mal, cam așa. Îmi aduce mereu lanseta foarte aproape. Adică atunci când lansez, deși sunt condiții foarte grele, sunt copaci peste tot în locul ăsta pe care l-am găsit liber. În rest erau toate ocupate. Printr-un noroc am găsit locul ăsta liber. Da, greu de aruncat,
Lanseta o aduce foarte aproape de mal, v-am zis. Aici am dat la feeder, eu și cu Vlad, băiatul care am venit. Și mai am aici, în partea stângă aici, înainte de tabără, am pus o lansetă pe crap, că dincolo s-a inundat locul, nu pot să mai arunc acolo. Mai aveam una foarte în dreapta. Am asta aici de crap, asta am pus-o pe peștișor, la șalău, absolut nimic, nici măcar un țac. Și cam astea sunt condițiile, bate vântul, apa crește. Și cam asta e, acolo e tabăra, unde stau ei. Acolo undeva e tabăra. Și trebuie să venim până aici să pescuim. Nu asta e problema, că prefer să pescuiesc la liniște. Doar că nu se hrănește peștele, e foarte, foarte greu. Sunt valuri, bate vântul, apa crește. Vorba aceea. Amicul meu a renunțat și a lăsat musul aici cu Nada, a zis că el nu mai pescuiește, că trăsăturile sunt foarte rare, dar vin morunași destul de micuți și cam atât. Ne auzim în caz că intervine ceva. Condiții grele, prieteni. La Dunăre vânt, apă în creștere, la feeder nimic, doar câteva cepituri, de vreo 2 ore așa, cred că am avut 3-4 cepituri și cam atât. Lanseta de crapă așteaptă undeva în dreapta acolo, sunt valuri pe Dunăre, valuri destul de mari, nu știu dacă reușiți voi să vedeți. În depărtare sunt valuri mai mari decât la mal aici. Și aici la mal, adică na, cam astea sunt valurile. Încercăm. E ultima zi, mai sunt câteva ore până plecăm. Și nu mă las. Am stat toată ziua de feeder de când m-am trezit. Lansetele de crab le-am lăsat la liniște, zic, dacă e să vină ceva, vine, doar că e greu cu creșterea asta de apă, e foarte greu și s-a pornit și vântul acum. Greu de prins ceva, dar mai sper în câteva ore. Am încercat să vă las un clip drăguț, dar astea sunt condițiile, toată lumea a plecat de la Dunăre, am rămas noi singurii nebuni și am o trăsătură la feeder acum. Ia să vedem noi. Cred că l-am ratat și pe ăsta, dar da, trăsături foarte nemice din când în când, dar probabil frunzulițe micuțe ceva și cam atât. Dintre cei care ascult la Dunăre acum weekendul cu Sfânta Mărie, să-mi spune cine la voi cum a mers, că a venit foarte greu și vecinul din stânga taberei noastre au prins în 2 zile doar o mreană și o plătică. Hai, eu cu toate astea am mai prins morunaj, că am prins la greu, doar că erau morunaj cu palma. Plătici am prins la feeder, doar că nu le-am mai filmat, că e prin YouTube-ul de albitură și am zis să filmez dacă e ceva notabil. Să spuneți la voi cum am mers la Dunăre în perioada asta, în weekendul ăsta cu Sfânta Mărie. L-am dus. În stânga mea n-a prins nimeni nimic, în dreapta mea imediat pe locul următor, când am venit, era Ionuț Spiridon, îl salut cu ocazia asta, am trecut pe acolo doar că nu era nimeni acolo, probabil era plecat cu barca, dădea la clonc, am văzut de câteva ori pe aici cu barca. Sunt curios la el cum a mers, poate face ceva trebuit, doar că pentru că e în creștere apa și e foarte greu în perioada asta. V-am zis, vecinii din stânga noastră n-au prins decât o mreană micuță și o plătică au prins în 2 zile. Odată cu creșterea apei, apa aduce și iarbă pescuire. Adică să știți dacă vreți să veniți la Dunăre în următoarea perioadă cu creștere.
se pune iarbă pe fire, nu exagerat de multă, doar că e destul de incomodă, mai ales la feeder. Dacă la feeder se depune iarba în 10 minute, cam așa am ales să schimb mai rar firele, ghirmușii, pardon, am ales să schimb mai rar, și în 10 minute se cam depune iarba pe fir. Dar la crap, dacă dați la crap și lăsați lansetele 2-3 ore, schimbați la 2-3 ore, e mult mai multă iarbă pe fire. Și na, trebuie avut grijă, pentru că dacă le lăsați foarte mult, nu o să le mai puteți scoate. Dacă la 10 minute se pune ceva iarbă, gândiți-vă la 2 ore cam câtă iarbă se pune pe fire. Na, e normal, atâta timp cât apa crește, vine cu iarbă, cu mizerie, cu crengi, cu tot felul de gunoaie. Am văzut copaci întregi pe apă în perioada asta care veneau la aval. Da. Ce credeți că am prins la feeder? Am crezut că am prins mare pește, un ciortan din nou, dar e o potcoavă. A venit pe Dunăre o potcoavă foarte grea. Și da, sper să-mi aducă noroc. A zis că dacă pește n-am prins, măcar potcoavă să vină. Da, o potcoavă de cal. Chestii de ale Dunării. Da. Asta e. O lăsăm să urmăl pe aici, undeva. Toată după amiaza, nici o trăsătură măcar, deci a fost mort feeder-ul total. Nici măcar o trăsătură, e ora 17, în curând o să vină seara, sperăm că pe seară o să fie ceva activitate. Deci de la 12 la 5, nici măcar un țac, absolut nimic. Sperăm acum pe seară că se înceapă să vină peștele spre mal. E greu, greu, cu vânt foarte puternic, bate vântul, apa crește în continuare, a tot crescut aici, mi-a ajunge aproape de lansetă și o să insist în continuare, nădesc până vine peștele spre mal și să găsească patul de nadă aici, să rămână pe patul de nadă, poate reușesc să vă mai arăt ceva pește, dacă nu, eu am încercat, n-am zis să fac mai mult atât. La crab nici măcar o trăsătură, la shallow nimic, nici un țac, nimic, nici măcar absolut nimic. Continuăm. E 5 și ceva, acum am avut un țac mic. Poate de acum înainte să vină peștele. Vedem.